Foaie verde, foaie de fân, deci tânăr sau bătrân, pe unde ai aflat, unde te-ai aflat și oriunde te-ai aflat, nu uita că ești român. Vă să revedem! Sunt cele mai frumoase doamne din partidul nostru, aici la Pitești, din Răspun. Așa că sunt frumoasele pereuștele, pereuistele, nu? Bine am zis, nu? Pereuistele. Așa e. O dedicație specială pentru toate domnișoarele, dar vreau această melodie să o primiți ca tot din partea mea, dar cine știe să răspundă la întrebarea mea, va primi și un album din partea lui Gheorghe Turda. Întrebarea este titlul melodiei. Cui îi place? Dragostea! Dar eu un bărbat ți-o răspuns. Mulțumesc, mai este muzica! Până sus!
continuăm, să știți că am surprize muzicale. Eu aici am bățit ce am bățit, dar atunci nu o să vă mai întâmpla niciodată așa ceva pe scene, pentru că dragostea mea pentru scene și pentru public n-are margini și n-are dimensiune. Vreau să vă spun un lucru, că vă iubesc. De doar am ținut toată lumea pe scene. Rețineți un lucru. Eu de la Sărbânța, primii dascări de școală primară și mai târziu la liceu, i-am avut din Argeș. Pitește-mi de aici. Fostul director de la Tecnologi, Argeș Sârșe, profesor meu de matematică și profesor Marinescu de istorie. Sârșe nu mai este printre noi, dar profesor de Marinescu a fost primar aici în Argeș, profesor meu de istorie. Dar nu mai ești salată, bineînțeles. Pentru Argeș întotdeauna eu am avut o afinitate în plus. Pentru că sunteți oameni deosebiți și mai ales că sunteți aproape de munteni, de noi, de Ardeleni. Și când spun acest lucru, prin cinste și omenie față de noastră, voi cânta încă o dată o melodie, în continuare o melodie și pentru bărbați. Mai este muzica! Toată lumea spune că Gheorghe Toga a fost cel care a fost primul care le-a cântat până în anii 1970, mult înainte de 89. Mult. Ce vă spuneam mai devreme la Cluj, cu Farcașul în fața statuiei Matei Cereți. Și vreau să le reamintesc, să le cântăm cu toții și de aceea să le simțim cu toții. Mai este muzica.
Mulțumim, maestre, pentru vizele din plăcere.